crescut în ghetto, ci chiar departe de el. N-am avut încotro decât să fim noi și în ce fel. Aveam zile cu soare, când nu găseam scăpare, mă rugam cu voce tare: eu sunt mic, tu fă-mă mare. Da, și cu puțină răbdare am ajuns să înțeleg încet de ce sunt în stare. Erau câțiva pe treaba lor, eu înțelegeam doar ce vroiam. Iar din Oradea în București tot filme de New York îmi luam. Timpul iluzie, deci poți să faci ce vrei, atâta timp cât bei pe banii tăi, iar eu pe banii mei. M-a răcit Chicago, dar în LA printre rechini ori îți îngheață sufletul, ori te smulge din rădăcini. Normal că vreau succes, dar să rămân organic, să fac destui bani cât să reconstruiesc Titanic. Să fiu în jurul lumii, departe de poluare, să iau doar valuri în piept, sătul de țigări și sticle goale. Mi-a trebuit timp să cresc, să-mi dovedesc că dacă tot fac asta iar, o să schimb ceva firesc. Printre clădiri înalte să văd măcar un bloc normal, să recunosc că mi-e dor de mordorașul meu natal. Să nu-mi fie frică să spun că deși-s fericit, familia și prietenii sunt cel mai tare hit. Să nu-mi fie frică să spun că uneori nu mă plac, dacă mă întorc acasă o să știu de ce am plecat. Nu spune că există două vieți, nu spune că nu mai ai ce să înveți, nu spune că de mâine nu mai vii sau de mâine nu mai pleci. Înțelege că nu faci nimic greșit dacă încerci. Nu spune că există două vieți, nu spune că nu mai ai ce să înveți, nu spune că de mâine nu mai vii sau de mâine nu mai pleci. Înțelege că nu faci nimic greșit dacă încerci. Nu-mi spune că viața are doar părți bune. Vrei să scapi prin lume? Trebuie să stai un pic închis, ea spune. Pe unde vrei să pleci când simți că ai un plan? Și de ce visele mari se împlinesc doar peste ocean? De ce trebuie să treci prin anxietăți și frisoane când acasă, bine sau rău, tot nu mureai de foame? Te sună tot și începi încet să ascunzi faptul că te-ai întoarce, dar oamenii ar fi surzi. Ar crede că te plângi dacă le spui cum e afară și că ai plecat doar să te întorci cu coada între picioare în țară. Că ai stat atâția ani printre oameni de tot felul care, oricât ar fi de reci, nu-ți schimbă caracterul. Vrei să-i faci mândri pe ai tăi și mai ales pe tine. Azi ești aici, mâine acolo, mâine e rău, poi mâine e bine. Toată lumea are familie, tu încă dormi în studio, te vezi cu premii în mână, în timp ce nu știi încotro s-o iei. Mentalitatea industriei o înveți, dai cu piciorul în piatră sau dai cu capul de pereți. Practic, niciuna nu e bună, dar cel mai important e că iubești ceea ce faci și că rămâi constant. Că ai ajuns unde ai vrut și în sfârșit te simți în stare să scrii despre tot ce te-a durut și încă te doare. Te întorci acasă și ai tot ce ți-ai dorit, fiindcă familia și prietenii sunt cel mai tare hit. Nu spune că există două vieți, nu spune că nu mai ai ce să înveți, nu spune că de mâine nu mai vii sau de mâine nu mai pleci. Înțelege că nu faci nimic greșit dacă încerci. Nu spune că există două vieți, nu spune că nu mai ai ce să înveți, nu spune că de mâine nu mai vii sau de mâine nu mai pleci. Înțelege că nu faci nimic greșit dacă încerci. De această dată alături de noi se află Rapi, un tânăr activist hip-hop din Oradea. Cred că aveam 14 ani când visam un contract, sincer să fiu. Nu mai visez de o vreme bună acum. Nu am de ce. Mai bine ești independent și faci ceea ce îți place.